Cea mai veche autostradă din România, București-Pitești, a fost construită în doar 5 ani, între 1967 și 1972, din ordinul lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta avea două benzi de circulație pe sens, despărțite de o porțiune cu tufișuri, fără benzi de refugiu. Pentru autostrada București-Pitești, elementele geometrice au fost proiectate pentru viteza de bază de 140 de km pe oră, o viteză foarte mare pentru perioada respectivă, pe care daciile produse începând din 1968 la Colibaș nu o puteau atinge. Totodată, proiectanții comuniști au trasat prima autostradă din România pe cea mai scurtă direcție dintre cele două orașe, care nu traversa nicio localitate, nu avea aliniamente lungi care ar fi produs monotonie și ar fi facilitat fenomenul de somnolență la volan. Planul de autostrăzi n-a fost doar meritul Epocii de Aur. România avea încă dinaintea celui de-al doilea război mondial un plan de autostrăzi pus mai târziu în practică de Nicolae Ceaușescu. Studiul general privind construirea de autostrăzi în România prefigura o rețea de peste 3.000 de kilometri, cu denumiri precum Moldova, Oltenia sau Ardeal, care ar fi putut fi cuprinse sub titulatura Autostrăzile Marii Uniri. Planul de autostrăzi al lui Nicolae Ceaușescu prevedea rute care coincid nu doar cu coridoarele 4 și 9 pan-europene, dar și cu autostrada Transilvania. De asemenea, pe harta fostului președinte comunist, era proiectată și o autostradă care tăia România de la est la vest, prin sudul țării, de la Vama Veche, prin Constanța, București, Craiova, Drobeta, Turnu Severin, până la Timișoara. Din cei 3.200 de kilometri de autostrăzi pe hartă, regimul comunist a construit până în decembrie 1989 un procent de 3,5%, adică 113 kilometri, 96 de kilometri între București și Pitești și 17 kilometri între Fetești și Cernavodă. Pe șantierul autostrăzii au fost utilizate stații automate de preparare a asfaltului, combine de stabilizare a fundațiilor, dar și echipament electronic de control al diferitelor faze ale proceselor tehnologice. Pentru autostrada București-Pitești, comuniștii au folosit 450.000 de tone de asfalt. Autostrada a reprezentat un pas uriaș în dezvoltarea infrastructurii României și a însemnat enorm pentru uzinele Dacia și pentru județul Argeș. Autostrada A2, denumită și Autostrada Soarelui, a fost începută tot în timpul regimului condus de Nicolae Ceaușescu. Primul tronson dintre Fetești și Cernavodă a fost dat în folosință în 1987, cu 2 ani înainte de Revoluție. După căderea comunismului, în 1989, construirea autostrăzii a continuat pentru o scurtă perioadă de timp, dar în cele din urmă, în 1993, a fost oprită din cauza lipsei resurselor financiare pentru a fi continuată după 1998. În 2004 au fost deschise traficului 2 noi tronsoane, București-Fundulea și Fundulea-Drajnea Nouă, însumând aproximativ 106 km. La sfârșitul lunii iunie 2006, autostrada a fost dată în folosință și pe tronsonul Drajna-Fetești, însă numai pe 2 dintre cele 4 benzi de circulație, pentru ca celălalt sens să fie terminat în anul următor. Din iunie 2006, traficul pe Autostrada Soarelui este supravegheat video. Camerele au fost instalate, îndeosebi în intersecțiile autostrăzii cu șoselele de legătură. În 2008, deși spațiile de servicii erau amenajate, nicio benzinărie nu era deschisă pe toată distanța între București și Cernavodă. Primele benzinării s-au deschis în vara anului 2009. În toamna lui 2011, 166 de kilometri din autostradă erau complet operaționali, iar din luna iulie a anului 2012, întreaga distanță dintre București și Constanța de aproximativ 202 kilometri.
Lucrările finalizate la Autostrada Soarelui București-Constanța au ridicat numeroase probleme legate de neconformități la suprafața stratului de rulare, unde au apărut fisuri și chiar gropi. Tronsoanele autostrăzii au avut o garanție de doar 2 ani, iar primele gropi au apărut la doar un an după ce autostrada a ieșit din garanție. În acest moment, Bucureștiul nu are legătură directă printr-o șosea de viteză cu nicio altă capitală europeană, iar performanțele țărilor vecine în materie de autostrăzi ar trebui să îi rușineze pe toți cei care au condus acest domeniu în ultimii 30 de ani. Mai mult decât atât, nici după 100 de ani de la Marea Unire, nu avem autostrăzi care se lege între ele toate provinciile istorice ale României. Guvernanții de după 1990 au promis în total 10.000 de kilometri de autostrăzi. În septembrie 2018, România avea însă doar 748 de kilometri, din care peste 100 moșteniți din comunism. Dacă nu se poate lăuda cu autostrăzi multe și lungi, România deține însă un record cu privire la documentațiile tehnice aferente acestora. Doar între ianuarie 2010 și decembrie 2014, statul a plătit peste 18 milioane de lei pentru proiecte de infrastructură. Banii au venit de la bugetul de stat, de la Fondul European de Dezvoltare Regională sau de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit Forumului Economic Mondial, România are cea mai proastă infrastructură din Uniunea Europeană, chiar și după Bulgaria, care a inaugurat în 2018, în plină iarnă, 24 de kilometri de autostradă construiți prin munți și defileuri care fac legătura cu Grecia. Mai mult, autoritățile bulgare au terminat cu 5 luni înainte de termen acest tronson. La nivelul întregii Europe, mai prost decât noi, stau doar Rusia, Albania, Serbia și Moldova. Iar la nivel mondial, suntem depășiți de țări precum Gabon, Ciad sau Zimbabwe. Dacă vrem să comparăm România cu alte țări din Uniunea Europeană, la nivelul de kilometri de autostradă, Spania este lider. Are circa 16.204 kilometri de autostradă, urmată de Germania cu 12.845 de kilometri și Franța cu 11.882 de kilometri. Economia unei națiuni depinde în mare măsură de transporturile de pe teritoriul său, cu precădere de cele rutiere, care permit cea mai mare mobilitate. Transporturile depind atât de calitatea și evoluția mijloacelor de transport, cât și de starea infrastructurii, în speța acelei rutiere, drumuri și autostrăzi. Pentru a construi autostrăzi, România are nevoie, în primul rând, să le construiască în mod continuu și predictibil, întâi pentru a permite industriei de suport să existe și să se dezvolte, și apoi pentru ca economia în general să poată face investiții și să se dezvolte în jurul noilor autostrăzi. Țara noastră este mult rămasă în urmă la acest capitol față de majoritatea țărilor europene, astfel încât este necesară intensificarea măsurilor pentru recuperarea acestui decalaj. Pentru noi, autostrada nu mai este o investiție de lux, ci o necesitate vitală care trebuie să devină prioritară. Autostrăzile sunt investiții costisitoare, dar acest lucru nu trebuie să sperie pe nimeni dacă investițiile sunt realizate cu succes. O investiție de succes înseamnă să fie economică, perfect funcțională și durabilă. Pentru aceasta trebuie respectate reguli și condiții care nu sunt greu de îndeplinit dacă există voință și dorință. Este bine cunoscut faptul că un constructor poate executa corect și bine o investiție dacă are la bază un proiect bun, complet, detaliat. Prima condiție ca proiectul să fie bun este să fie elaborat de profesioniști cu suficientă experiență pentru tipul respectiv de lucrare. În ceea ce privește execuția unei investiții, trebuie spus că și în acest caz, ea trebuie încredințată firmelor care demonstrează că pot dispune de dotări tehnice și umane, corespunzătoare realizării unor lucrări de calitate.
Mai mulți kilometri de autostrăzi înseamnă mai mulți investitori, noi locuri de muncă, mobilitate pentru transporturi și mai ales reducerea numărului de accidente rutiere. Din vremuri străvechi și până în zilele noastre, drumurile au adus dezvoltare economică și civilizație, beneficii pe care și noi românii le conștientizăm, dar ne mai trebuie doar politicieni responsabili care să vadă dincolo de interesul personal. Drumurile României sunt o problemă pe care toată lumea o vede, dar nimeni nu o rezolvă.